Există păcat care nu poate fi iertat? Cu toții am greșit, cu toții am comis în viața aceasta lucruri de care nu ne este cinste. Oare există vreun lucru pe care să-l fi făcut și să nu poți să primești iertare? Unii oameni au mai amenințat că dacă faci cu tare lucru, nu vei fi iertat niciodată, nu o să te iert niciodată. Dar Dumnezeu are lucruri, are atitudini pe care găsindu-le în viața noastră să nu le mai ierte niciodată? Tema de astăzi are în plin plan acest subiect, păcatul de neiertat. Există vreun păcat care să nu primească iertare? Invitatul nostru este pastor și profesor în Biserica Muntele Sionului, pastorul Magda Gerasim. Bine ai venit, frate pastor, la podcastul Pur și Simplu. Bine te-am găsit, frate Oti. Mă bucur să fiu cu tine astăzi. Pentru că astăzi ne propunem să Răspundem la o întrebare poate fi și complicată, și un răspuns ușor. Mulți se întreabă ce este păcatul. Dacă fac asta, este păcat. Își pun tot felul de lucruri care cumva sunt la limita gândirilor sau moralității și se, întreb, se întreabă dacă e păcat, dacă lui Dumnezeu îi place sau nu lucrul pe care îl fac. De aceea, în podcastul de astăzi, ne dorim să. Să păm un pic mai adânc în subiectul acesta și să vedem ce este păcatul. Dacă există păcat de neiertat, vedem, vom vedea din scriptură acest lucru, cum putem să primim iertarea. Și de aceea, uh, haideți să începem cu prima întrebare: ce este păcatul? Atunci când ne gândim la păcat, uh, eu mi-am dat seama că cel mai mare flagel pe care omenirea l-a cunoscut, a fost păcatul. Spune un proverb latin, păcatul este cel mai periculos lucru pentru om. Nu cred că e un lucru păcatul, este o realitate care afectează umanitatea. Din punct de vedere biblic, avem terminologia ebraică cu privire la păcat, termenul kata care se regăsește de 600 de ori în Vechiul Testament și în Noul Testament avem terminologia greacă, termenul hamartia, de 300 de ori în Noul Testament și uh, sensul uh, literal al acestor cuvinte este a arata ținta. Nu este vorba doar de o, ne, de o nereușită, ci este decizia cuiva de a nu reuși. Este o greșeală voluntară, este ceva culpabil. Este o greșeală pe care omul o face îndreptată împotriva lui Dumnezeu sau împotriva altui om. Până la urmă, când definim păcatul, am găsit următoarea definiție: Păcatul este declarația de independență a omului față de Dumnezeu. Și e susținută de Romani 1 cu 28, unde spune Pavel: oamenii nu mai vor nici măcar să-l păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Și uh, se referă la încălcarea standardelor pe care Dumnezeu le-a stabilit. Și spune Apostolul Ioan în 1 sa epistolă, capitolul 3, versetul 4: orice păcat este fără de lege, adică înseamnă să trăiești în afara legilor lui Dumnezeu, să faci ce vrei cu alte cuvinte, fără să spese de Dumnezeu și de semeni. Iar realitatea aceasta înseamnă păcat. Dumnezeu ne-a așezat pe o traiectorie a vieții ca să fim în relație cu El, o relație foarte bună și în relație cu semenii, la fel de bună relația. Și, din păcate, ori de câte ori ratăm această țintă, pierdem relația cu Dumnezeu, pierdem relația cu semenii, noi păcătuim. Asta înseamnă păcat. Ratezi obiectivul pe care Dumnezeu ți-l-a stabilit. Care este finalitatea celor care păcătuiesc? Dacă păcătuiesc, ce se întâmplă cu mine? Biblia spune în Romani 6:23 că plata păcatului este moartea. Și sigur că aici putem vorbi despre două forme de a muri: Murim în față de Dumnezeu și uh, moarte fizică. Însă cea mai gravă moarte este asta, să murim față de Dumnezeu și față de semenii noștri prin păcat. Pentru că alegem să facem ceva împotriva lui Dumnezeu sau a oamenilor, iar asta ne condamnă. Și când Apostolul Pavel spunea acest verset, el continua, revin, Roman 6 cu 23, plata păcatului este moartea, însă darul fără de plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos. Să înseamnă că finalitatea păcatului ne desparte de Dumnezeu, ne duce departe de fața Lui, și uh, am găsit un verset care m-a uimit când l-am descoperit, în 3 Tesaloniceni, unde Apostolul Pavel vorbește despre ce se va întâmpla cu oamenii care nu vor să asculte de, de Dumnezeu. Uh, cer scuze, 2 Tesaloniceni, capitolul 1, și versetul 9 spune așa despre oamenii care se împotrivesc Evangheliei și nu ascultă de Dumnezeu, adică, într-un cuvânt, oamenii care păcătuiesc. Ei vor avea ca pe pe pentru păcat, pentru atitudinea lor, o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Deci nu există o stare mai cumplită decât să știi că Dumnezeu nu se mai uită la tine și tu nu mai poți să-l vezi niciodată pe Dumnezeu. Pierzare veșnică, departe de fața lui Dumnezeu. Pentru că e atât de grav păcatul, următoarea întrebare pe care cred că este foarte legitim să o pun, pot să primesc iertare? Cum se primește iertarea? Da, se de poate păcare. primi iertare de păcate, și Biblia este o carte în care ni se prezintă o mulțime de oameni care au păcătuit și au primit iertare de păcate. Uh, îmi place să spun uh, trei cuvinte care facilitează iertarea, așa nume: recunoașterea, regretul și renunțarea. Ca să primești iertare de păcate, trebuie să recunoști păcatul. Biblia spune în Psalmul 32, în versetul 5, Atunci mi am mărturisit păcatul meu, spuneam împăratul David. Sau în Ioan 1 cu 9 zice Apostolul Ioan, dacă ne mărturisim păcatele sau fără de legile, Domnul este credincios și drept să ne ierte și să ne curățească de nelegiurile noastre. Recunoașterea înseamnă să stai înaintea lui Dumnezeu cu sinceritate, cu zmerenie și să spui, Doamne, sunt păcătos. Spunea Bles Pascal, e rău să fii plin de defecte, dar e și mai rău să nu le recunoști. Asta e marea noastră problemă, că foarte greu recunoaștem că suntem păcătoși. Alții sunt păcătoși, alții au probleme, dar noi suntem buni. Ori primul pas ca să primim iertare este să recunoaștem înaintea lui Dumnezeu că am păcătuit, apoi să regretăm, adică să ne pară rău să ne căim, să ne doară, spune David în psalmul 38, versetul 18, îmi mărturisesc păcatul și mă doare pentru fără de legea mea. Adică e o stare de căință, de, de um, amărăciune a sufletului că ai făcut ce n-ai vrut să faci și ce nu e uh, în, în legea lui Dumnezeu. Zicea la un moment dat uh, Ieremia, profetul lacrimilor, în plângeri, capitolul 3, versetul 39, pentru ce să se plângă omul câte vreme trăiește? Uite, tot mai mulți oameni nemulțumiți. Ne plângem de o grămadă de lucruri. Și interesant, zice Remia, mai bine fiecare să se plângă pentru păcatul lui. Adică să ne pară rău pentru ce am făcut, să regretăm, să ne doară. Și ca să primim iertare, al treilea pas este renunțarea. Să nu mai păcătuim. Spunea Solomon, proverbe 28 cu 13, Cine își mărturisește fără de legea și se lasă de ea, Capătă propășire. Adică, vrem să ne fie bine, dar noi nu renunțăm la păcat. Până la urmă, există și o înșelăciune a unora care, totuși, mărturisesc păcatele și nu se lasă de ele. Le noiesc în fiecare an, în fiecare zi. Dumnezeu ne cere să ne lăsăm de păcatele noastre, să renunțăm la păcatele în care am trăit. Vedeți, întâlnim cazuri în care Hristos are un comportament parcă greu de acceptat de conaționalii lui. De exemplu, Ioan 8 cu 11 este adus o femeie prinsă în păcatul curviei și oamenii au vrut ca Iisus să o judece. Ei deja aveau judecata pentru că erau cu mâinile pline de pietre să o moare. Și spune Scriptura Domnului Iisus, n-a judecat-o, s-a uitat la ea, a măsurat-o, a văzut că e păcătoasă și după ce a rostit cuvântul acela dacă cineva nu are păcat să ia primul piatra, spune Biblia, toți, de la cei mai bătrâni până la cei mai tineri s-au simțit mustrați în cugeturile, cugetele lor, pentru că toți erau păcătoși, au plecat, a rămas doar femeia. Și Domnul a zis, nimeni nu te-a osândit, nimeni, nici eu nu te osândesc. Adică a iertat-o Hristos. Era singurul fără păcat care putea să ia piatra și să o omoare pe acea femeie. Dar Isus a zis, nici eu nu te osândesc, du-te, adică cu alte cuvinte te iert, te lasă să fii liberă, poți să mai treci, dar să nu mai păcătuiești dar să nu mai păcătești. Pentru că este important în viața noastră să apară un moment al renunțării. Acum, aici să nu înțeleagă cineva că dacă am primit odată iertare de păcate, noi nu mai păcătuim. Noi nu mai vrem să păcătuim, nu mai vrem să trăim în păcatele în care am fost odată și Domnul ne-a iertat. Din moment ce am recunoscut regretăm, ne pare rău. Nu mai vrem să trăim în ce am fost. Și dacă ni se întâmplă, e doar accident. Cine are mașină vrea să facă accident? Nu, dar ni se întâmplă să avem accidente în trafic. Pentru că nu suntem noi atenți sau nu sunt alții atenți. Dar asta nu înseamnă că noi vrem să trăim așa, ci noi nu vrem să mai trăim așa. Și vrem să ne păstrăm cât mai departe de zona păcatului pentru ca să uh, fie într-adevăr uh, iertarea în viața noastră un fapt real, simțit pe măsură ce mă mărturisesc și ar păcătuiesc, mă mărturisesc și ar păcătuiesc. De fapt, leg un lanț pe care încerc să-l dezleg, de altă leg cu mai multe zale și nu mă ajută deloc să propoșesc. Ce se întâmplă dacă, după ce m-am întors la Dumnezeu, m-am pocăit, am <coughs> încheiat un legământ cu Dumnezeu, m-am botezat și am luat angajamentul că vreau să-L pe Dumnezeu toată viața, se întâmplă să păcătuiesc. Și cad într-un păcat și din nou cad, mă mărturisesc, dar din nou cad, mai există iertare pentru cel sau pentru mine ca persoană dacă păcătuiesc în felul acesta în mod repetat? Da, există iertare. Nu aș vrea cineva să creadă că deschide o poartă prin care să poată păcătui și să trăiască cum vrea, dar potrivit învățăturii Sfintelor Scripturi, dacă noi ne mărturisim, dacă noi ne căim, dacă noi ne pare rău de ceea ce am făcut și ne lăsăm de lucrurile acelea, Dumnezeu ne iartă. Și sigur că întrebarea ta e foarte interesantă. Ok, am primit odată iertare în viață, dar ce se întâmplă a doua oară? Mai primezi iertare? Păi, Biblia, când vorbește despre Dumnezeu, ne-l prezintă pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu despre care spune Isaia 55 cu 7 că nu obosește iertând. Adică, știi, la mine să îngreșești de două, de trei ori, la un moment dat o să spun, o, am sorry, nu, nu mai îngreși, că nu te mai iert, că e sensibil. Dumnezeu zice, eu nu obosesc iertând. Zice Dumnezeu către poporul lui Israel în perioada profeției lui Isaia, uh, Isaia 1 cu veniți să ne judecăm, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, de vor fi roșii ca purpura, zice Domnul. Adică e un roșu aprins, zice Domnul, se vor face albe ca lâna, se vor face ca zăpada, pentru că Dumnezeu este iertător. Însă aceasta nu mă face pe mine să îmi permit să păcătuiesc. Pentru că zice psalmistul într-unul dintre psalmi: La tine este iertare ca să fii de temut. Adică, mă iartă Dumnezeu, dar asta mă face pe mine să fiu responsabil. Da, cred că există iertare și după ce ne-am întors la Dumnezeu. Chiar dacă am căzut în vreo greșeală sau în un păcat, 1 Ioan 2 cu 1, zice Apostolul copilașilor, vă scriu și le scrie creștinilor Ioan, că dacă cineva a păcătuit, bă, înseamnă că e posibil ca cineva după ce s-a păcăit să păcătuiască. Mm -hmm. E imposibil ca cineva care trăiește pe pământ, chiar după ce s-a păcăit, să nu păcătuiască. Dar nu trăim în asta, nu ne place în asta, ci vrem să ieșim de acolo. Deci asta e... Adevărul biblic este că da, la Dumnezeu este iertare. Mai există un alt aspect legat de ce se întâmplă după ce eu m-am întors la Domnul, sunt convertit deja, Biblia ne spune că există și o judecată pe care Dumnezeu își permite să o folosească în dreptul nostru. Și Biblia zice că suntem judecați și pedepsiți de Domnul aici, 1 Corinteni 11 cu 28, apoi 31 și 32, când în contextul uh, împărtășirii suntem chemați să ne judecăm, să ne cercetăm, să ne evaluăm, și dacă nu facem noi o evaluare corectă a vieții noastre și ne permitem să trăim în tot felul de păcate și să participăm chiar la împărtășire, zice Biblia Dumnezeu își permite să ne judece și să ne pedepsească. Uh -huh. Și pedeapsa pe care Dumnezeu aplică în dreptul credincioșilor este uh, asemănată în Evrei 12 cu cea unui părinte care își pedepsește copilul nu pentru că îl urăște, ci pentru că îl iubește și vrea să-l învețe și vrea să arate cum ar trebui să, să trăiască și îmi place așa de mult să dăm voie să citesc pentru că nu nu am în minte exact tot uh, cuvântul, dar așa de fain spune aici, zice uh, cuvântul evrei 12 cu 11, este adevărat că orice pediapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Cine se bucură când e pedepsit? Nimeni. Dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei, și vedeți că pedeapsa este ca o școală când vine de la Domnul. Aduce roata dătătoare de pacea neprihănirii. Roada dătătoare de pacea neprihănirii. Asta înseamnă că dacă suntem mai lui Dumnezeu, Dumnezeu își permite să rostească momente de judecată în dreptul nostru și prin ele ne pedepsește și uh, e un fel de uh, ai consumat, îți vine factura. Adică faci tu ce faci, dar la un moment dat se răstoarnă carul. Și asta se întâmplă în viața credincioșilor. Însă aici să fim foarte atenți, să nu fim ispitiți să evaluăm noi când cineva e pedepsit, ci să evaluăm când în viața noastră apare o încercare, apare o pedeapsă, apare un moment de greutate. Să ne întrebăm, nu cumva pentru ce am făcut rău, Mă pedepsește Domnul, și asta ne ajută să, să fim mulțumitori, într-un fel, și să ne dăm seama că suntem în uh, voia lui Dumnezeu, suntem în, în planul lui, uh, pentru că El vrea să ne pedepsească aici ca să nu fim o odată cu lumea. Și mai există un uh, aspect important vis-a-vis -vis de păcatele făcute după ce ne-am convertit. Uh, aceste păcate ne pot duce, și aici e o chestiune foarte gravă, ne pot duce în apostazie, adică într-o stare de negare a credinței. Evrei, capitolul 6 vorbește despre lucrul acesta, de la versetul 4 în jos, ne spune despre cei ce au căzut, îi cu neputință să fie noi și aduși la pocăință. Pentru unii textul ăsta este o provocare mare și pentru mine recunosc că nu e un text ușor, însă... Luați-o ca o temă și priviți în cuvântul Domnului Evrei, capitolul 6, de la versetul 4, vorbește cel puțin despre cinci stări pe care le are un astfel de om și apoi ajunge să cadă și zice Biblia, este cu neputință să mai fie noi. Vorbește acolo despre oameni luminați odată, oameni care au gustat din darul ceresc, oameni care au gustat din puterile viacului viitor. Asta înseamnă că vorbim de niște experiențe colosale pe care cineva le-a avut cu Dumnezeu. Și apoi au ajuns să-și renege credința, au ajuns să cadă și zice acolo cuvântul ei, răstignez din nou pe Iisus a doua oară, ceea ce nu se poate, prin păcatele lor răstignesc și îi dau să fie batjocorit. Aici este vorba despre cei care au ajuns în așa stare deplorabilă în ce privește credința lor, încât ei nu se mai pot ierta. Nu mai pot primi iertare de la Domnul pentru că ei nu mai cred că Dumnezeu poate să ierte. Și am întâlnit câteva cazuri în puțina mea slujire pastorală de oameni care l-au cunoscut cândva pe Dumnezeu, au avut legământ cu Dumnezeu, au fost oameni credincioși o perioadă și deci au ajuns în tot felul de păcate, atât de departe de Dumnezeu, încât conștientizau unde se află, dar erau siguri că Dumnezeu nu-i mai iartă. Și un om de felul ăsta nu mai poate primi iertare de păcate, nu pentru că Dumnezeu nu-l poate ierta, ci pentru că el nu se poate ierta. Și acum, mergând, cred că aici e foarte important să pun întrebarea asta pe care cred că e centru cumva discuției noastre. Dacă există păcat de neiertat? Având în vedere textul din Matei, capitolul 12, Domnul Iisus Hristos spune într-o discuție cu fariseii, cu oamenii care îi contestau autoritatea. Versetul 31 De aceea vă spun că orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Există un păcat pentru care nu există iertare? Am ajuns la miezul problemei și subiectul nu este comod. Și recunosc că nu mă socotesc unul care să-l stăpânesc uh, foarte bine, pentru că vorbim despre o stare pe care uh, noi oamenii nu putem să o controlăm uh, 100%. Adică, atunci când vorbești despre un om care uh, a fost cândva credincios și a căzut în apostazie, sau când vorbești despre oameni care n-au fost niciodată credincioși și mor. Uh, noi spunem ceea ce știm din Scriptură, că dacă un om moare și nu-i împăcat cu Dumnezeu, nu-i mântuit, adică nu-i nici iertat. Dar e un pic greu să, să anticipăm și să spunem când se întâmplă lucrul acesta. Că tâlharul de pe cruce a avut posibilitatea să se întoarcă la Dumnezeu în ultimele lui ceasuri, probabil, sau minute din viața lui și Dumnezeu l-a iertat. Nu știu câți erau sub cruce dacă au crezut că tâlharul moare mântuit. Noi știm din Evanghelie, pentru că Dumnezeu i-a descoperit lui Luca și omul ăsta au făcut cercetări cu deamănuntul. Doar el relatează în Evanghelia după Luca la capitolul 23 despre tâlhar. Vorbind despre subiectul ăsta, o problemă pe care am observat-o și ziceam mai devreme de umila mea experiență, că sunt oameni care nu mai cred în iertarea lui Dumnezeu din cauza păcatelor, a poverilor pe care le-au purtat ani de zile, pentru ei nu mai este iertare pentru că nu vor să o accepte. E foarte important să înțelegem că acceptarea iertării ne face pe noi să fim liberi să primim mântuire. Iar dacă nu accepti, n-ai cum să fii mântuit. Iar când ajungem la întrebarea ta despre păcatul de neiertat și ai făcut referire la sintagma hula împotriva Duhului Sfânt, ca un păcat care nu poate fi iertat, pentru că așa spune Hristos. Și m-am uitat uh, în scriptură evangeliștii sinoptici, deci Matei, Marcu, Luca, fiecare dintre ei prezintă învățătura asta, dar Matei și Marcu sunt foarte atenți să prezinte contextul larg în care s a întâmplat lucrurile acestea. Uh, și așa să, să spun un pic, îmi dai voie să prezint un pic contextul. Acolo... Uh, Evanghelia ne prezintă pe Hristos ca făcând minuni, oamenii au ajuns deja să se întrebe între ei, nu cumva este El Fiul lui David, adică Mesia, pentru că Hristos făcea minuni și rostea cuvinte prin care îi atrăgea pe oameni nu doar spre sine, ci îi chema la mântuire. De exemplu, dacă suntem în Matei 12, finalul capitolului 11 din Matei se încheie cu acea învățătură fabuloasă: Veniți la mine, toți cei trudiți și împovorați, și eu voi da odihnă pentru sufletele voastre. Iată, chemarea generală a lui Isus pentru toți oamenii la mântuire. Cu atât mai mult în zona aceea în care el activa și, uh, concret, uh, pasajul nostru cu la împotriva Duhului Sfânt apare imediat după ce Hristos vindecă sau eliberează pe un îndrăcit despre care Biblia spune că era și orb și mut. Ei, o asemenea persoană suferind de uh, asemenea uh, dizabilități eu nu am văzut. Adică nici nu vorbea, nici nu vedea. Uh, ne întrebăm ce auzea. Probabil nici nu auzea. Pentru că în general muțenia este un rezultat al lipsei de auz. Oamenii nu pot să vorbească pentru că nu aud. Păi lăsta orice i-ai fi spus, nici nu vedea, nici nu putea să vorbească. Deci probabil era mai complexă boala lui, dar evanghelistul se rezumă la atât să spună, era un îndrăcit, orb și mut și îndrăcit. Și Domnul Isus îl tămăduiește, iar oamenii când au văzut asta, s-au întrebat, nu cumva ăsta e fiul lui David, adică Mesia pe care îl așteptăm? Iar Biblia prezintă Uh, o stare de împietrire a fariseilor. Uh, ceilalți evangeliști, Marcu și Luca, ne spun că au venit și cărturari din Ierusalim în perioada în care Hristos săvârșește această minune. Adică erau oamenii cu care Hristos a avut cel mai mare conflict când era pe pământ, farisei și cărturarii, oameni care mm. nu l-au primit pe Hristos, oameni care nu l-au acceptat pe Hristos, decât dintre ei uh, foarte, foarte puțini. Uh, probabil un procent infim din ceea ce reprezenta în vremea aceea fariseismul și cărturarii vremii și uh, în contextul acela în care Hristos vindecă un îndrăcit, oamenii ăia încep și critică și spun lucrul ăsta se face cu Belzebul sau Belzebub îi numit în două feluri Domnul Dracilor uh, sau Satana pentru că Hristos când uh, începe să-și argumenteze lucrarea El spune direct voi credeți că satana își dezbină împărăția? Adică dacă eu aș scoate demoni cu ajutorul satanei, ar însemna satana să se dezbine împotriva lui. Nici o împărăție nu se dezbină împotriva ei. Și vrea Domnul Iisus Hristos să le atragă atenția că între ei existau unii care se foloseau de Duhul lui Dumnezeu, oameni credincioși. Erau exorciști în vremea aceea, exact cum pe vremea lui Pavel erau alții care exorcizau. Și zice, ei, cu cine scot duhurile străine din, din fiii voștri? Nu cu Duhul lui Dumnezeu. Și zice Hristos, dar dacă eu scot dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Deci atât Iisus le spune că lucrarea lui este însoțită de Duhul lui Dumnezeu și că el nu a venit să... Uh, prezinte altceva decât lucrarea împărăției lui Dumnezeu și să-i cheme pe ei la această împărăție, iar ei refuzau. Și asta i-a dus pe ei într-o stare de împietrire și de neînduplecare, încât Hristos le spune cumva foarte direct, cine se împotrivește lucrării lui Dumnezeu de mântuire, de eliberare, de salvare, omul ăla săvârșește un păcat care nu poate fi iertat. Și cumva încercând să rezum ce ar însemna la Duhului Sfânt, eu cred că înseamnă să atribui lucrarea lui Dumnezeu diavolului. Adică să spui despre lucrarea lui Dumnezeu autentică, că e a diavolului și mai mult să respingi consecvent și până la sfârșitul vieții chemarea lui Dumnezeu la mântuire. Acum, sigur că s-ar putea să apară întrebări în mintea celor care ascultă acest podcast. Asta înseamnă că eu, când am vorbit împotriva unei prorocii sau împotriva unei minuni sau împotriva unei situații în care cineva vorbi de Dumnezeu, înseamnă că am săvârșit păcatul ăsta? Nu. Vreau să explic un pic. În contextul în care v-am prezentat puțin, evanghelizare făcea Hristos. Domnul Isus a venit să-i cheme pe oameni la Dumnezeu, să se împace cu El și cu cerul. În contextul în care Hristos era recunoscut ca fiind cel mai mare învățător a prozii, adică oamenii angajați au zis despre Hristos niciodată n-am auzit un om vorbind ca omul acesta vorbea cu ca unul care avea putere deci dacă asupra lucrării lui Hristos asupra uh, mesajului pe care Hristos îl prezenta asupra lucrării pe care Hristos o făcea farisei și cărturarii oamenii aceia împietriți și neînduplecați, au zis asta e lucrarea diavolului dacă asupra lui Hristos au avut astfel de uh, concluzii Păi asupra celorlalți care au venit după Hristos, crezi că erau mai deschiși? Și asta mă face să cred că uh, păcatul uh, lor a fost săvârșit în felul în care l-au respins pe Hristos, felul în care nu l-au acceptat pe Hristos uh -huh. și sunt convins că uh, nici nu a apărut în viața lor vreo, vreo remușcare sau vreo, vreo părere de rău. Uh, acum am cercetat un pic pe tema asta și e interesant că cercetătorii biblici se împart, privesc hula împotriva Duhului Sfânt din perspective diverse. Unii spun că acest păcat s-a putut săvârși numai atunci când era Hristos pe pământ, pentru că ei, prin atribuirea lucrării lui Hristos diavolului, au venit cu un afront foarte puternic împotriva lui Hristos. Ori Hristos nu mai este pe pământ, dar sunt ucenicii lui Hristos. Deci unii spun că acest păcat nu, nu, se poate săvârși astăzi, dar a pune lucrarea lui Dumnezeu pe seama diavolului se întâmplă. A respinge mesajul lui Dumnezeu, socotindu-l că nu e autentic, se întâmplă. Și sunt oameni care mor nemântuiți, adică neiertați, pentru că resping iertarea lui Dumnezeu, resping mesajul Evangheliei, resping ceea ce Hristos ar vrea să facă în viața lor. Și, din păcate, din păcate, uh, zilnic mor oameni care nu sunt iertați. Pentru că nu cred în Hristos, pentru că nu acceptă mesajul lui Hristos. Mulțumesc foarte mult pentru că ai venit și ne-ai răspuns la întrebările pe care le-am avut legate de păcat. Ne dorim să nu păcătuim niciodată.